în paginile revistei, slavă Domnului, apare și semnătura lui Marius Petcu, fostul lider CNSLR Frăția, care semnează nici mai mult, nici mai puțin decât două poezii. Uriași. Uriași. Manifestările sale lirice. Păcat că numai. Pentru prima oară că regret că a murit Adrian Păunescu. Nu de alta, dar aveam cu cine să-l comparăm. Îl puteam chiar confrunta. Nu la Nadia Ciurlin, dar la Nelu Barbu. Mai știu, sau la... La Sorin Barbu, sau cum îl cheamă pe ăla de a dezerta din PPDD? Cum îl cheamă pe Barbu? Tudor Barbu, da? La Tudor Barbu, făceam o emisiune lui Tudor Barbu și că ăla trebuie să fi fost păunist, mă, cum arată, da? Ăla îl susținea până în pânzele albe pe Adrian Păunescu, m-a intrat Cristoiu prin telefon și îl aduceam pe Marius Petcu. Ai fiți atenți ce spune? Uriaș, uriaș. Dacă se năștea în secolul XIX, vindea mai bine decât Maupassant. Fiți atenți. Maupassant, că 2 milioane de volume pe an să vând, încă și astăzi în lume, incredibil, incredibil, am citit astăzi într-un ziar, Albert Camus, ci că vinde 6 milioane de cărți pe an. La noi, toți ăștia care au scos câte o cărticică, toți ăștia care sunt laureați potențial ai premiului Nobel, un gherțoi de ăsta care publică și el, vorbește de bestseller la 60.000 de exemplare. Țineți minte când se discuta, da, 60.000 bestseller, nu, la 2.000 deja e succes de librărie. Deci Albert Camus, se împlinesc acum 100 de ani de la nașterea lui, a vândut anul trecut 6 milioane de exemplare în afara Franței. Și cam asta înseamnă totuși un scriitor, da? E, ăștia la 20.000 nu mai poți să discuți cu ei. Îi suni și nu se formează la ei. Într-atât de mare au ajuns, da? Ok, nu-i nimic... Marius Petcu încă nu e la 6 milioane, da, dar o să ajungă. 3 milioane a vândut de Străinul și aproape 3 milioane numai de Ciuma anul trecut Albert Camus. Bun, Marius Petcu. Și acum își văd de viața lor în continuare, versul 2, au și uitat de răul ce au făcut și că pe cel de l-au făcut pierdut îl doare nedreptatea cât îl doare. Bă, este păunescian la sfârșit. Deci nici măcar nu știe cât îl doare nedreptatea. Face o virgulă totalmente nepoetică aici, mari poeți îmi vor da dreptate. Tocmai aici ai geniu. Da? Deci nu te așteptai. Îl doare nedreptatea, virgulă, cât îl doare. Bună. Mai departe. Cu gândul ăsta clipele trec greu. Cum de-au lăsat principii și onoare? În ce să cred eu azi și mâine oare? Cum să privesc oglinda și să fiu tot eu. Monumental. Deci ăsta, dacă scria într-o limbă de circulație mondială, era Dumnezeu, da? În maghiară, să zicem. Bă, era Dumnezeu, da? Nu permit să mai citesc o dată. Este din ce în ce mai frumos. Exact ca marea poezie contemporană. Da? Începe nesemnificativ, aproape plictisitor, primele 2-3 versuri sunt slabe și are o emoție dintre asta crescând, așa ca un vârtej. Practic, ultimele 3-4 silabe nu le mai poți rosti, doar le gândești încoate. Și acum își văd de viața lor în continuare, au și uitat de rău ce au făcut, până aici și Neanicu scria, și pe cel de l-au făcut pierdut, ce deja începe, îl doare nedreptatea cât îl doare, fabulos, pe care sfârșitul de primă strofă, ca la mari genii, da? Și deja sfârșitul de primă strofă era teribil. După care strofa a doua te face zdrențe, da? De fier să fii, de lemn ca Victor Ponta și tot în moi, așa, cu gândul ăsta clipele trec greu, cum de-au lăsat principii și onoare, am meditat adânc, în ce să cred eu azi și mâine oare, el fiind un șnapan, așa, cum să privesc oglinda și să fiu tot eu. Asta ar trebui să-și opună Dan Voiculescu pe frontispiciu blocului ăla, luat pe hectarele alea, da? Pe turnul antenelor, acolo, asta, chestia asta, cu atât să citim exact, cum să privesc oglinda și să fiu tot eu. Poezia se numește banal Gânduri libere, probabil că proștii aia care țin revista penitenciară i-au schimbat titlul. Așa se întâmplă, când ești prea deștept, vine unul, o recenzie dintre asta, o corectură de asta banală și ăla nu te înțelege. Da?
un cenzor ordinar, probabil că un pasnic de ăsta care număra cheile de dimineața până seara, era tăiat cine știe ce, cred că se numea Shakespeare, sau Shakespeare pe lagună, sau cine știe ce, era un titlu probabil genial. Bun, Marius Petcu, vă reamintim, dar asta nu contează pentru că am învățat, da? Artiștii, mi s-a spus și nouă atunci când l-am îngropat pe Păunescu, l-am îngropat din punct de vedere științific, din punct de vedere al publicisticii, aici nu la modul banal, obișnuit. A fost condamnat Marius Petcu la 7 ani de pușcărie pentru corupție, fiind acuzat că a primit undeva în jur de 1,4 milioane de lei de la administratorul unei firme, cum se obișnuiește în România, da? În schimbul atribuirii unui contract pentru lucrări la un centru din Znagov. L-au prins cu bănuțul, a fost flagrant, a ajuns la pușcărie. Dar haideți să nu ne îndepărtăm prea mult, întrucât, deși din asta o să rămânem, pentru că noi suntem niște neofiți, niște cititori de ziare tabloide, da? Niște cititori de Gazeta Sportului, ăștia suntem, da?